În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelui s-a desfășurat a doua etapă a crosului sportiv Campionii Bucuriei din acest an. Competiția a fost organizată în municipiul Câmpul Lung Mușcel în prezența înalt preasfințitului Părinte Calinic și a adunat la start 200 de elevi din clasele 5-8. Mulțumim lui Dumnezeu că a pus îngerii să oprească ploaia, să nu ploaie în timpul alergării. Felicităm școala, pe profesori, pe directorii școlilor, pe toți organizatorii de la Arhiepiscopie. Mulțumim pentru Caliopie cu echipa sa și Dumnezeu să ne binecuvinteze să participăm și în alte, cu alte prilejuri, să ieșim în natură. Ieșind în natură, noi luăm legătura cu ziditorul naturii, cu Domnul Dumnezeu, care îl rugăm să ne binecuvinteze azi și totdeauna. Participanții au alergat pe o distanță de 1 km din centrul localității către Mănăstirea Negru-Vodă. Au fost de față reprezentanți ai administrației locale, consilieri eparhiali și foarte mulți credincioși din oraș. Este o mare bucurie și încă un motiv în plus să mulțumim lui Dumnezeu că ne păzește și ne binecuvintează orice fel de lucrare ne propunem să facem. Și această manifestare făcută în folosul copiilor în special poate fi un îndemn și pentru noi cei maturi să facem cât mai multă mișcare și fizică și duhovnicească, alergând spre Biserica lui Dumnezeu și spre Dumnezeu întotdeauna. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelui a oferit câștigătorilor medalii, diplome și premii bani, fiind astfel desemnați cei care vor reprezenta protoieria Câmpul Lung Mușcel în competiția finală care se va desfășura în municipiul Curtea de Argeș. De asemenea, fiecare participant a primit gratuit un tricou inscripționat cu sigla Eparhiei Argeșului și Mușcelului. Ce loc ai obținut astăzi? 2. În ce clasă ești? 7. Poienar de Mușcel. Pentru prima dată la acest cross? Da. Este o performanță pentru tine? Da. Ce simți când participi la astfel de competiții? Bucurie. M-a ajutat Dumnezeu. Cred. Te-ai pregătit pentru această competiție? Da, da. Ce loc ai obținut astăzi? 3. Este o performanță pentru tine? Da. Te-ai pregătit pentru această competiție? Da, foarte mult. Mă duc mereu pe stadion să mă antrenez. Vreau să obțin acest loc. Îți place să faci sport? Da. Da, îmi place foarte mult. Văd că ești foarte bucuroasă, ai obținut locul întâi. Da, am obținut locul întâi și... În ce clasă ești? Sunt în clasa a 6-a, din comuna Păinar de Mușcel, satul Jugur. Și... Este o mare bucurie pentru tine. Da, este o foarte mare bucurie. Ai mai participat la astfel de competiții? Da, am participat și anul trecut și... Și ce loc ai obținut? Anul trecut am obținut locul 2. Deci ai crescut foarte mult? Da. Te-ai pregătit? Da, m-am pregătit foarte mult să obțin acest loc. Am câștigat locul 2, mă numesc Stoica Raul, școala numărul 2, Cede Aricescu, profesor Ciprian Nicolescu și mă bucur pentru că am câștigat acest loc. Ai mai participat? Da. Anul trecut? Da, da. Și ce loc ai obținut anul trecut? 7. Deci este o performanță pentru tine. Da. Înseamnă că te-ai pregătit foarte mult. Da. La anul o să iei locul întâi? Sper. Văd o mare bucurie pe chipul tău. De ce? Păi sunt foarte bucuros că am câștigat locul întâi. Am muncit foarte mult să fac acest lucru. Multe ore de pregătire, presupun. Da. Îți place să faci sport? Da. Foarte mult. Pentru la anul? La anul o să mă pregătesc mai mult, că o să concurez la alte categorii de vârstă cu cei mai mari. Și vrei să obții tot locul întâi? Da. Evenimentul sportiv desfășurat în Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a fost organizat cu binecuvântarea și purtarea de grijă a înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic prin implicarea directă a Părintelui Consilier Protosinghel Caliopie Cristian Ichim, coordonator al proiectului general Campionii Bucuriei. De asemenea, în buna desfășurare a acestor activități sunt implicați părinții protoierei și preoții din fiecare parohie. Și în celelalte 4 protopopiate ale eparhiei, în perioada 19 mai 9 iunie, urmând ca finala se desfășoare în data de 26 septembrie la Curtea de Argeș.